Prima noastră invitată este Doinița German. Ea este așa tot timpul plină de energie. Cei drept acum așteaptă cu mințică să începem discuția noastră, însă acest lucru se va întâmpla numai după ce vom urmări un videoclip pentru o piesă așa romantică despre dragoste. Vedem videoclipul, apoi procedem la discuție. A fost odată ca niciodată, ascuns între stânci, scăldat de ape, cântat de păsări, iubit de cer, mândrul sat Butuceni. Și trăiau în el 7 fete flori, 7 sorori, mări nimboase, harnice și frumoase. Dar nu se grăbeau la măritat, căci ursitul n-au aflat. Și feciori de peste mări și țări să le pețească veneau, dar fetele nu se mai măritau. Fericiți până la adânci bătrânețe.
am văzut-o pe Doinița German în clip și o vedem și acum în platoul nostru. Bună seara, Doinița! Bună seara și bine v-am regăsit! Eu am făcut această remarcă înainte, la începutul emisiunii, am zis că tu ai stat aici cu Mițică, pe care am Mițică, așa, și tu îmi spuneai, de fapt e clar că până la urmă această energie debordantă pe care tu tot timpul o ai și o transmiți, e una, cum să zic, gândită, nu-i așa? Eu cred că lucrurile sunt mult mai valoroase atunci când sunt făcute conștient și nu dintr-o pornire instinctivă. Pentru că atunci când unii oameni mă acuză de infantilitate sau de falsitate sau de nesinceritate și de alte chestii de genul ăsta, eu le explic foarte pozitiv că eu sunt o persoană care analizez foarte bine și foarte mult și tot ceea ce fac este în conștiință de cauză. Deci eu sunt o persoană care fac cu inimă și cu suflet, dar ofer ceea ce vreau să ofer. Deci asta nu este ceva întâmplător. Faptul că sunt îmbrăcată așa, că vin cu muzica asta, că încerc să aduc energie și emoții pozitive, este un fapt pe care eu mi l-am asumat. Deși undeva eu ca și interpret de scenă știu că jalea se vinde mai bine. Așa. Dacă este să luăm și latura asta comercială. Și mai mult decât atât, nu trebuie să judecăm sau să criticăm, pentru că omul este format din tot felul de emoții. Noi avem momente în care vrem să ascultăm un I Always Love You, spre exemplu, de Whitney Houston. Sau avem altă dată, suntem la o ceremonie și vrem să țopăim asta e sărba de limul, de copilul meu, placul. E o chestie ok, suntem oameni, avem suflet, avem sentimente umane. Asta e zona pe care eu am de ce să merg, mi-e place foarte mult să aducă lumină și zâmbetul pe buzele oamenilor. Eu primesc plăcere de la momentul ăsta în care ies în scenă și văd că am reușit să dezamorsez atmosfera și în care văd că oamenii fredonează cu mine aceeași piesă sau zâmbesc în unison. E o chestie de energetică care costă, deci e neprețuită. E cel mai frumos lucru care se poate întâmpla între un artist și un om, un public, un spectator. Dar ți s-a reproșat vreodată că ești prea vulcanică? Prea vulcanică, prea mult. Da, eu prea... Eu nu prea bag în cap, pentru că mie nu plec să trăiesc după gura lumii, niciodată, în nicio privință. Eu sunt o persoană foarte liberă și foarte deschisă, deși îți spuneam și în pauză că niciodată libertatea mea nu o să încalce libertatea și drepturile altor oameni. De asta, Doinița din culise este o Doinița care se focusează pe ceea ce are de făcut în scenă, face vreo 10 așezări, câteva flotări acolo, câteva extinderi, întinderi, câteva exerciții de voce ca să pot să-mi țin piesa, să-mi țin performanța, indiferent care 3 minute, 30, o oră sau o noapte întreagă de petrecere. Eu acolo mă focusez pe ceea ce am de făcut, pentru că până la urmă trebuie să te aduni, trebuie să-ți conservezi energia ca mai apoi să poți să o împarți cu cei din jur. Îți imaginezi, nu sunt precum mă vezi acum, în sala de sport, de exemplu. Acolo sunt foarte tăcută, foarte transpirată, foarte sufocată, foarte supărată uneori pe mine, că nu reușesc să fac ceva, de exemplu. Și până la urmă trebuie să te încăpățânezi ca să poți să obții, sau în sala de dans, sau într-un studio, când nu-mi iese ceva, sau... Sau acasă, când ești tu singurică, sau acasă, tu cu tine. Sau acasă, când citesc o carte și, da, apropo, știi că oamenii care sunt cei mai veseli, de fapt, sunt oamenii Corect. Care pot să meargă foarte, foarte jos și foarte profund. Și asta se întâmplă, ei cad, dar nu cad în fața tuturora. Da. Oamenii puternici și energici veseli nu cad în fața tuturora. Ei cad în interiorul lor, undeva în singurătatea lor, acolo unde nu-i vede nimeni, ca să-și dea răspunsuri la întrebări, să-și regăsească forțele și să se ridice ca să o ia de la capăt sau să meargă mai departe, în dependență de situație. Subscriu la tot ce asta e concluzia mea despre oamenii puternici. Așa, dar și-ai zis foarte bine, e și o vorbă celebră, că oamenii cei mai veseli sunt de fapt oamenii cei mai triști în interiorul lor. Nu știu cât de triști, dar sensibili cu siguranță. Sensibili și așa. Deși aparent, poate să-ți pară că sunt cu sufletul de piatră sau că sunt nemuritori. Sau mai nou am auzit că oamenii care sunt foarte energici și foarte explozivi în sensul ăsta, pozitiv, zic acum, sunt catalogați ca fiind oamenii obraznici. Eu nu consider asta. Eu sunt omul care trăiesc după principiul cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Și dacă am nevoie de ceva, eu bat și cer și zic, ai putea să-mi dai. Uite, am nevoie de asta și dacă nu mă supăr, sunt ok. Pot să înțeleg. Adică e o chestie. Da. Uite, Doinița, ca să facem o legătură cu piesa pe care o să ne o cânti un pic mai târziu, ai bătut la ușa surorilor Osoianu, da. Și ele ți-au deschis. Dar, pentru că ați colaborat. Ai dreptate. Și am fost primită foarte frumos. Piesa asta, Ziva de
folclorul este o piesă mai veche din repertoriul folcloric românesc pe care noi am refăcut-o. De fapt, prima mea prietenie cu piesa asta a fost pe când aveam vreo 13 ani și am cântat-o aici la Moldova, una am lansat-o în cadrul emisiunii Magazinul Copiilor, pe care mai târziu am și prezentat-o de altfel, peste un an, doi, nu mai țin exact. Și sunt tare fericită că, uite, în anul 2020 ea a revenit, este actualizată și în legătură cu doamnele Osoianu vreau să le mulțumesc pe această cale pentru că mi-au deschis ușa sufletului dumnealor cu mare, mare bunăvoință la propriu. Sincer, nici nu mă așteptam la început că o să accepte, pentru că niște artiste de o asemenea valoare ale pământului nostru, deși eu le auzeam doar pe dumnealor acolo și probabil că asta s-a materializat, gândul ăsta pe care l-am transmis în univers, știi, universul a fost bun cu mine, dar doar datorită bunătății și frumuseții interioare pe care aceste doamne o posedă, noi am mai colaborat, mi-au demonstrat în nenumărate rânduri că sunt niște persoane cu suflet deosebit de frumos, le sunt recunoscătoare, ba chiar mai mult, au fost și profesoarele mele cândva la liceu, în cadrul cercului de canto extrașcolar, dar pe lângă liceu, cum ar veni, da? Să zic așa. Și nu vine să cred că ele fiind 5 la număr, dumnealor fiind 5 la număr, au reușit să își pună astfel programul cap la cap ca să reușească să vină în studio, să-și lase repetițiile, acum se găteau și de concertul pe care l-au dumnealor și de mai multe evenimente, să-și lase programul personal, activitatea profesională și să vină pentru o oră pentru acolo, tine. Să vină. Ei sunt așa foarte onorată și le mulțumesc pe această cale. De ce ai ales anume această piesă? Ca să s-o refac. S-o refaci, s-o îmbraci. Ok, ea a fost și parte din niște proiecte foarte mari de acum, de la început de an, cu orchestră mare și cu band. Și am ținut să o refac pentru că am tot cântat-o de-a lungul anilor în versiunea aia, mai veche pe care o aveam, sau în versiunea live cu orchestre de tot felul, cu band-uri, cu orchestre pe la evenimente, pe la petreceri private. Și de fiecare dată lumea m-a întrebat: aoleu, dar nu ai o versiune, unde poți să o găsesc pe YouTube? Dar nu ai o versiune video, dar nu ai o versiune. Și eu nu aveam decât în versiunile live la mine pe pagina de Facebook sau undeva pe YouTube. Deci în componența, în momentul ăla de scenă, știi? În momentul live de scenă, nu aveam cumva imprimată, readaptată timpului în care noi trăim. Și mi-era foarte drag, ne rupteam să cântăm doar cu o chitară sau doar cu un acordeon sau doar cu o tobă, să batem în masă și să cântăm. Și o făceam de fiecare dată în scenă ca un concurs, știi, ca un concurs muzical între fete și băieți. Și le ziceam, mai ales îmi place să fac asta cu generația tânără, că le implantez cumva dragostea față de muzica folclorică, știi? Și piesa sună cumva cu elemente moderne, cu elemente rock sau atunci era cu elemente dance. Deci nu e folclor autentic, ca să fie foarte departe de tinerii ăștia care nu prea au deocamdată treabă cu muzica asta și națională, zic, tradițională. Și îmi plăcea că îi puneam să cânte, știi, și le ziceam, băi, hai să facem o trecere, hai să facem ziua de cu fluierul și băieții o să cânte lo-loi, lo-lo-lo-lo și fetele să vă arătăm, hei, nu știți să cântați, mai băieți, măi, stăți așa, stăți ok, după care voi să vă străduiți să cântați mai tare și după care noi cu fetele o să înfoiem fustele și o să ne apucăm de lai, lai, la, 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 la. Și mereu îi molipseam pe toți de cântat. Și cred că am zis că trebuie să facem. Da, hai să ne molipsește, rog, acum. Să cânti cânt cu mine și băieții din, da, operatorii noștri să cânte. Așa facem. Să cânte cu plăcere. Așa facem. Mulțumim tare mult, Dăința, pentru prezență. Te invit în scenă și îți dorim succes și piesa asta să ajungă la sufletele tuturor ascultătorilor. Așadar, ne cântă Dăinița German. Să-i coasă cămașa, la, 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 la. Dar să-i vadi cu fluiera, la, 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 la. Că să-i coasă cămașa.